variațiile de temperatură reprezintă principala cauză de apariția virozelor, așa că imediat ce ați simțit primele simptome, și anume nas înfundat, ochi roșii, dureri în gât sau febră, trebuie să mergeți la medic, întrucât infecțiile provoacă foarte repede complicații. De exemplu, în ultima săptămână au fost înregistrate 853 de viroze, din care cele mai multe, respectiv peste 500, la copii cu vârste între 1 și 14 ani. Săptămâna aceasta am înregistrat peste 850 de cazuri de infecție acută respiratorii, preponderent la copii, în cel mai multe în grupa de vârstă 5-14 ani, și peste 420 de pneumonii, dintre care 83 au necesitat internare. Medicii au câteva recomandări pentru populația în acest sezon în care virozele ne dau târcoale. Să avem o îmbrăcăminte adecvată, să nu stăm prea mult timp în frig și să respirăm pe nas, pentru că asta e principala cale de intrare a virozelor, a streptococului beta-hemolitic și așa mai departe. Cu un număr crescut de viroze și pneumonii la nivelul județului Botoșani, Direcția de Sănătate Publică recomandă populației să se adreseze medicilor de familie și centrelor de permanență pentru a fi consultați, și asta pentru a nu supraaglomera camerele de gardă și a nu aștepta ore în șir pentru a fi investigați. De asemenea, pentru pacienții care sunt în categoria de risc, statul acordă vaccinul antigripal gratuit prin medicul de familie.